și în durere se vede trecând, Iisus, Domnul meu, El trece pe cale, abia mai pășit. Dragă fără mine, cu frânghii amari, îl duc la calvar. Îl trag fără mine, cu frânghii amari, îl duc la calvar. Aleargă, îi strigă mereu, la moarte cu el, îl scuipă pe față, lovesc sfântuit rup, legat ei îl duc, îl scuipă pe față, lovesc sfântuit rup, legat ei îl duc. În doliu apare la colț tremurând o mamă plângând pe fiul ei dulce, s-ajute ar vrea sărmana de ea. Pe fiul ei dulce, s-ajute ar vrea Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Calea crucii a reconcilierii. Treceam peste câmpii, abandonasem orașul, devenisem un pelerin, un călător fără vârstă, aflat în căutarea cuiva. Apoi am parcurs un drum plin de obstacole, de amenințări și de pericole, râuri umflate de traversat, agățat de trunchiuri de copac fragile, suspendate în prăpastie, animale înfometate sau pur și simplu speriate, tovarăși ocazionali, cu priviri complice și prietenești, mulțime exasperate de prostia puterii, lupte de sirene macabre și înfocate, și printre altele, și demonii mei țopăind de nostalgie, de violență și orgol. Și astfel m-am găsit printre alte turnuri înalte, pe colinele din partea cealaltă a mării. În timp ce pășeam pe călăruile haotice ale marelui oraș, o voce interioară mi-a spus: vino, un nevinovat e pe moarte. M-am apropiat cu puțină neîncredere de palatul pretoriului, unde erau condamnați răufăcătorii, și am simțit crescând în mine o rumoare imensă, ca un zgomot de tun. Nu m-am întrebat de ce am ajuns până acolo în fața tribunalului lui Ponțiu Pilat, în inima Ierusalimului. Am ridicat însă privirea și am văzut omul. Ciudat contrast cu acea coroană de spini. Exact acest lucru voiam să-l înțeleg. De ce există un zid de separare, această diviziune care desparte popoare, națiuni,
și inimile zdrobite ale celor aflați în căutarea păcii. Aceste cuvinte mă rănesc ca niște sulițe arzătoare, dar trezesc în mine o senzație necunoscută a unei iubiri nemărginite. Cine este acest om suferind, care trecând mă privește atât de intens? Cine sunt toți acei vecini care se târăsc cu greu împreună cu el, cu durere către pretor? Și eu, de ce sunt atât de departe? Atunci am început să îngân. Act de căință, Doamne Dumnezeu! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Hristos e osândit la moarte, căci oamenii l-au acuzat, deși Pilat știa prea bine că Domnul e întâi. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Momentul cel mai greu e acela când ți se spune: ești condamnat la moarte. Îți par cuvinte adresate altcuiva, într-atât e de absurd să te gândești că peste o jumătate de oră nu vei mai fi. Și dacă deja umple de orare faptul că un stat poate decide să ia viața unuia care a comis o greșeală, ce să mai spunem de râurile de sânge ale copiilor, femeilor, bărbaților nevinovați, religii greșit înțelese, chiar în numele celui pe care îl văd acum acuzat și condamnat, ideologii perverse, pseudoconcepții despre lume. De câte ori nu și-au împins reprezentanții să spună: să fie condamnat, trebuie să moară. Dumnezeule, Domn al adevărului, la tine ajunge strigătul celui condamnat pe nedrept, la fel ca Fiul tău Iisus. Ajută-ne să nu mai judecăm niciodată, mai ales atunci când părerea noastră poate lovi, răni, aduce suferință. Dă-ne foame și sete de dreptate, de refuz al răzbunării, de a iubi pe Cel care ne-a făcut rău. Urmând exemplul Fiului Tău, noi vom păși cu Tine pe calea crucii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a doua, Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. A ieșit din tribunal. Toți strigă împotriva lui, iar cei care tac se prefac că nu văd. Îi pun într-unchi greu pe umeri, se încovoaie, se vede că efortul e teribil. Dar cine e sub acel lemn? Un șir de chipuri prin formă, al celui care e legat de un trunchi de copac, de pădure pentru că e considerat bolnav, al celui care e târât afară din propria casă, al celui care se arată disperat dintr-un lugubru vagon feroviar, al celui care e ars pe rug. Mă simt în dificultate.
plecasem să caut pacea și iată că mă străpunge o sabie. Dumnezeule, Domnul oricărei paternități, Tu știi că prea mulți dintre fiii Tăi poartă cruci grele. Înlătură oboseala celui care nu mai rezistă, neliniștește inima opresorilor, dă-ne puterea de a recunoaște că suntem frați și surori, fă ca fiecare să știe să poarte povara celuilalt. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Iisus, înătăia moară, cade, puterile L-au părăsit, prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea a treia. Iisus cade prima dată sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ei, soldați, fiți atenți! Nu vedeți că stă să cadă? Întindeți eu mâna acelui sărman. Râdeți? Nu trebuie să mă amestec în treburile altora. Bine, am înțeles. Dar lăsați-mă măcar să aud ce spune, cu acea voce slăbită. Mi vorbești despre căderile mele? Da, Iisuse, sunt multe, foarte multe, dar acum mă gândesc la durerea ta, nu la a mea. Ce spui? Că ești avocatul meu? Că mi îngrijești deja rănile? Nu reușesc să înțeleg bine. Nu, nu-l luați de aici tocmai acum. Dar ce straniu! Mă simt atât de ușurat. Unde sunteți? Remușcări, străzi rătăcite, resemnări precoce. Dumnezeule, Domn al iertării, ajută-ne să nu ne considerăm niciodată drepți, învinge alunecarea iremediabilă de a ne simți în ordine cu conștiința doar pentru că observăm poruncile. Susține-i pe cei care sunt conștienți de propriile căderi, pentru ca puterea răului să nu predomine asupra voinței de a se ridica. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Tu ești mama? Da, dar știu că și tu ești. Ce înțelegea? De ce se gândea la mine îndurerea sa? Ce însemna expresia cine face voința lui Dumnezeu îi este frate, soră și mamă? Și totuși, privind-o pe acea femeie, m-am gândit la mama mea, la mama fiilor mei lăsată în casa care acum îmi pare atât de îndepărtată, la mama pământ care se oferă celor care trec prin această fascinantă aventură, când nu e furată de cei care nu știu că ea aparține tuturor, pentru că totul vine de la Dumnezeu. E adevărat, totul geme în mine. Vreau să redescopăr bucuria de a fi fiu. Dumnezeule, Domnul maternității, privește la mamele care și-au pierdut fiii, smulși iubirii lor de accidente, de boli sau de violența puterii. Mama celui care a dispărut în neant pentru că voia să lupte pentru libertate, a celui care e în căutarea unei fărâme de bucurie pe potecile obscure ale răului, a celui crucificat. Este astăzi mama Fiului Tău, Hristos Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, în silă Simon din cerene,
Cruce, crucea lui Iisus, dar când cunoaște cine Stațiunea 5-a, Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Hei, un moment! Eu nu am nimic de a face cu aceasta. Nu vin din Cirene. Sunt aici pentru a căuta sensul vieții, nu pentru a ridica greutăți infame. Lăsați-mă în pace! Ah, da, chiar tu, ce spui acum? Mi-a fost foame și nu mi-ai dat să mănânc. Veneam de departe și ți-a fost teamă de mine. Căutam de lucru și nu m-ai ajutat. Îți cerusem un pahar de apă, îți amintești cât era de cald? Și mi-ai spus că nu aveai. Dar când, Doamne? De fiecare dată, când nu ai purtat crucea unuia dintre acești frați mai mici ai mei, nu ai purtat crucea mea. Dumnezeule, Domnul iubirii, numele Tău e comuniune, familia în care viața se dăruiește și se primește veșnic. Nu știm de ce există ură în lume. Ne dăm seama că de atâtea ori ea ne sufocă și ne împiedică să fim umani. Eliberează-ne de forța răului pentru a ști să ne străduim în fiecare zi să ne asemănăm Fiului Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. O femeie s-a oprit și, în ființa sa, istovită ca și a celorlalți, se vede o anumită uimire. Ține în mână un fel de maramă și o privește năucită. Îi arunc o privire fugară, dar nu vreau să îmi pierd locul în alai. Nu bănuiesc nimic. În interiorul meu se aprinde o scânteie de speranță. Nu mai reușesc să o fac pe turistul, nici măcar pe pelerinul în căutarea nu știu ce. Încep să realizez oboseala acelui om, care pare cu totul altceva decât sărmana victimă a unei erori judiciare. Simt cum sângele îmi clocotește în vene, simt o durere intensă și o imensă emoție. Dumnezeule, Domnul frumuseții, te-ai revelat pe deplin în chipul suferind al Fiului Tău. El este imaginea celui nevăzut. Ajută-ne, Doamne, să ștergem fața lui Iisus atunci când îl întâlnim în viețile noastre și în chipurile fraților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit de acea mulțime de păcate pe care noi ne-am săvârșit. Stațiunea 7-a. Iisus cade a doua oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Deja și eu mă simt sfârșit în mulțime, pe această străduță plină de gunoaie, aflată în mijlocul Ierusalimului, pentru că și eu am auzit o voce asemănătoare care îmi spunea să intru în oraș. Eu nu credeam că persecut pe cineva, dar acum aud vocile atâtor oameni care îmi spun: eu sunt Iisus pe care tu îl persecuți. Eu credeam că fac bine, ascultând în numele tău, chiar și atunci când trăgeam asupra copiilor înspăimântați. Mă gândeam că nu fac rău, dar iată, acum,
Chiar și fiii mei de departe vorbesc și spun: nu ne-ai ascultat niciodată, aveai mereu ceva mai important de făcut. Am căzut și eu, cineva să-mi spună încotro trebuie să o apuc. Dumnezeule, Domnul convertirii, dăruiește ajutor păcătoșilor care vor să se întoarcă la Tine, care își dau seama de distanța care îi desparte de iubire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 8-a, Iisus le mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. E adevărat, femeia știe să recunoască iubirea și știe să o dăruiască fără a reține nimic pentru sine. Sunt multe femei îndurerate. Îl urmează toate pe Iisus cu o forță sufletească care impresionează. Chiar mă întrebam dacă o fi avut prieteni cu acea privire a sa atât de blândă. Probabil au fugit cu toții, chiar dacă poate înainte promiseseră că ar fi în stare să moară împreună cu el. Iată, în schimb, cât curaj la aceste femei, câtă frumusețe supraomenească în gestul lor de a se alătura lui, câte lacrimi pline de speranță inefabilă. Dar iată, el încearcă să le spună cuvinte dure, aproape aspre: plângeți-vă pe voi și pe fiii voștri. Dumnezeule, Domnul îndurării, privește la toate femeile care în fiecare zi îndură atâtea forme de violență, lovite în sublima lor demnitate, maltratate de egoismul brutal și constrânse la tăcere prin intimidare și persecuție. Dă-le lor imensa forță a slăbiciunii Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, când pentru a treia oară cade, călăi-l înving și de pat, și noi ne asemănăm cu dâșii, atunci când facem stațiunea 9-a, Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Ce îmi povestești? Îmi spui că ești un urmaș al Său, că erai acolo aseară când L-au arestat. De ce nu alergi să Îl eliberezi? Dacă vrei, Te ajut. Se găsește oriunde o mitralieră bună pentru a curăța piața. Cum? El nu vrea? Preferă să moară mai curând decât să ucidă, să fie lovit decât să lovească. Dar când ai mai auzit astfel de cuvinte? E adevărat că era într-o astfel de agonie, încât plângea cu lacrimi de sânge? Dumnezeul meu, cât îl simt de apropiat, știi? Eu am venit până aici, tocmai pentru că mi-a fost teamă. De ce trebuie să mor, dacă am fost făcut pentru ca să trăiesc? Dumnezeule, Domnul vieții, privește la omenirea epuizată de teama morții. Ajută-ne să nu ne dorim să posedăm, ci să știm să dăruim. Dă-ne curajul non-violenței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 10-a, Iisus este dezbrăcat de hainele sale.
Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. L-au despuiat. E gol, expus batjocure și frustrărilor. Doar în fața persoanei iubite se poate rămâne goi fără a fi umiliți. Aceasta înseamnă că Iisus se afla înaintea cui îl iubește. Strigăm, scuipăm, înaintăm fără să privim înapoi, iar El ne iubește. Nu e umilit de goliciunea sa. Câte femei, câți bărbați, câți copii dezgoliți de putere. Și de fiecare dată a fost o palmă pentru omenire, o degradare a temnicerilor, o nouă și tragică înfrângere a celor asupriți. Acum nu mai reușesc să vorbesc. Scuip și eu asupra acestui om despuiat, care e gata să moară. Și mă simt iubit cu o iubire infinită. Dumnezeule, Domnul celor umiliți și asupriți, oprește mâna agresorilor, dă-ne inteligența pentru ca să știm să transformăm spada în plug și săbile în sece. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele-i curat. El suferă ca să ne spele de răutate și păcat. Stațiunea 11-a, Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Eu sunt acel răufăcător care se zbate și se răzvrătește. Tot eu sunt celălalt tâlhar care se cutremură și cere să participe la împărăția cerurilor. Eu sunt mama care strigă de durere. Eu sunt femeia care se avântă spre cruce, cu greu reținută de soldați, din ochii căreia se preling lacrimi de iubire. Eu sunt eu, care înțeleg și nu prea, care aud acele ultime cuvinte neașteptate de iertare. Nu mai știu de ce am ajuns până aici, la poalele Golgotei. Soarele apune, ora cea mai importantă e iminentă. Totul e în așteptare. Dumnezeule, Domn al Paradisului, primește în împărăția ta pe toți cei care au lăsat această lume. Ajută-ne să iertăm pe toți, să-L iertăm întotdeauna pe Cel care ne face rău și să cerem iertare celor pe care i-am ofensat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 12-a, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Întunericul peste întreg pământul, cutremurul, zidurile zguduite, mormintele deschise, acolo jos, în valea lui Iosafat. Catapeteasma templului lui Ierusalim, bubuitul tunetului, lovitura cu sulița, plânsul înnăbușit și apoi, la sfârșit, doar liniștea amurgului. Acest om era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeule, Domnul vieții, noi ne oprim surprinși în fața morții celui drept. Te-ai făcut călător pentru a ne însoți până în acest moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, când trupul i-a dat
jos de pe cruce și brațele Mariei pus. Cine ar putea simți bucuria cu care îl plânge pe Iisus? Stațiunea 13. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. A fost apoi o întreagă agitație în jurul Golgotei. Un anume Iosif din Arimateia și unul Nicodim au dat jos de pe cruce trupul mort al lui Iisus. L-au încredințat mamei, care în tăcere l-a ținut în brațe în timp ce sângele încă proaspăt îi pot avea și mintele și fața ostenită. Prietenii s-au apropiat timid pentru condoleanțe, păcat. Când vine ceasul, nu ai ce face. Era o persoană deosebită. Apoi plecau în grabă înghiontiți de curioși din Ierusalim. Rămăseră câteva femei plângând înăbușit și poate un discipol. M-am oprit și eu, nu știu bine de ce. Dumnezeule, Domnule liberării din orice sclavie, învinge în noi meschinătatea și seducția acelei ascultări, care nu e o virtute, dar cea mai perfidă ispită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce! Stațiunea 14. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. E noapte. În fața mormântului unde l-au pus pe Iisus, au rămas doar gărzile. Chiar și femeile au plecat acasă. Se vor întoarce mâine pentru a purta miresme. Cine le va da la o parte piatra grea care împiedică intrarea la mormânt? Chiar dacă zorile sunt departe încă, simt deja crescând în mine luceafărul dimineții. Departe, întinderea câmpului satului meu. E cu siguranță sărbătoare. O bucurie tainică mă cuprinde dintr-o dată și mă invită să mă întorc. Acum vreau să ajung la noul Ierusalim, cetatea care coboară din cer, de la Dumnezeu, strălucitoare ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Dumnezeule, Domnul oricărei fiecărei noi dimineți, Tu iubești și însoțești drumul fiecărui om, dar ai decis să ne implici în planul Tău de iubire. De aceea îți mulțumim spunând slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. O, Doamne, noi am fost pricina că așa de mult ai suferit, dar Tu, în marea Ce durare, ne iartă tot ce Stațiunea 15. Iisus învie din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iată, intru din nou în oraș, în orașul meu. Nu mai e același pe care l-am părăsit. O lumină nouă îl luminează. A devenit atât de frumos. Deschid ușa casei mele, ușa de lemn, puțin neunsă și scârțâind, se deschide în urma mea și primesc, pe neașteptate, o îmbrățișare infinită. Călătorul s-a întors, reîncepe viața. Dumnezeule, Domnul vieții, ia casele noastre și transformă-le în locuri ospitaliere de solidaritate și de împărtășire. Deschide ușile închise ale intereselor noastre meschine. Deschide larg mormintele avidității și lăcomiei,
eliberează-ne pentru a-L întâlni pe Cel înviat, pe Iisus Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Doamne, noi nu putem uita drumul crucii de-a lungul căreia am descoperit iubirea Ta. Am descoperit că Țara Sfântă e în casa noastră, că Ierusalimul este cetatea în care locuim, că familia lui Iisus e familia noastră. În măsura în care ne luăm crucea în fiecare zi și urmăm până unde a ajuns El, am regăsit bucuria trudei noastre zilnice, frumusețea naturii, pacea în relațiile noastre zilnice, dar am primit și misiunea de a mărturisi prin darul vieții noastre iubirea care învinge moartea, iertarea care reconstruiește istoria, non-violența care restabilește raporturile de pace între națiuni. El este Cel care ne-a împăcat cu Dumnezeu, El este Cel care ne-a încredințat nouă misiunea iertării. Ajută-ne, Doamne, să ne îndeplinim această misiune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Blândul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul Tău. Iubiți credincioși, vrem să fim uniți cu toți pelerinii, cu toți credincioșii care
exact acum, în piața Sfântului Petru, în Bazilica Sfântului Petru, sunt împreună cu Papa pentru celebrarea penitențială, celebrarea pocăinței pentru timpul postului mare. Și noi, împreună cu ei, ne recunoaștem păcatele și cerem iertare lui Dumnezeu pentru ca să putem participa cum se cuvine la această sfântă liturghie pe care o oferim pentru răposații Iosif, Mihai, Veronica și răposații familiei. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoasă, miluiește-ne! Hristoasă, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, revarsă cu bunătate harul Tău în inimile noastre, ca ținând în fruct dorințele pământești dezordonate, să putem fi statornici prin darul de sus în urmarea poruncilor cerești, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Lectura 1. Citire din cartea profetului Osea. Așa spune Domnul: Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte potrivite și întorceți-vă la Domnul. Spuneți-i: îndepărtează toată nelegiuirea, primește ceea ce este bun și îți vom aduce în schimb roadele buzelor noastre. Asiria nu ne va mântui, pe cai nu vom mai călări și nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru. Căci numai în tine află orfanul îndurare. Le voi vindeca apostazia, îi voi iubi de bunăvoie, căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei. Voi fi ca roa pentru Israel. El va răsări ca un crin și își va întinde rădăcinile ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde și va fi ca măslinul frumusețea lui, iar mireasma lui ca a Libanului. Se vor întoarce și vor locui la umbra lui. Vor fi ca grâul și vor răsări ca vița de vie și amintirea lor va fi ca a vinului din Liban. Efraim, ce am eu de a face cu idolii? Îi voi răspunde și voi privi la el. Eu sunt ca un chiparos verde, datorită mie se găsește rodul tău. Cine este înțelept să priceapă, iar cine pricepe să recunoască acestea? Căile Domnului sunt drepte
și cei drepți umblă pe ele, dar cei nelegiuiți se poticnesc pe ele. Cuvântul Domnului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Atunci am auzit un glas pe care nu-l cunoșteam, i-am descărcat povara de pe umeri. Și mâinile lui au pus coșul jos. În înstrâmtorarea ta ai strigat la mine și eu te-am eliberat. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Ți-am răspuns din locul tainic al tunetului, te-am pus la încercare la apele de la Meriba. Ascultă, poporul meu, vreau să dau mărturie împotriva ta. O, de mai ascultă, Israel. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul. Să nu fie în mijlocul tău niciun alt Dumnezeu, să nu te prosterni niciunui Dumnezeu străin. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am făcut să urci din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul. O, de m-ar asculta poporul meu, de-ar umbla Israel pe căile mele. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul. Laudă ție, Hristoase, Regele mării veșnice. Laudă ție, Hristoase, Regele mării veșnice. Convertiți-vă, spune Domnul, pentru că împărăția cerurilor s-a apropiat. Laudă ție, Hristoase, Regele mării veșnice. Laudă ție, Hristoase, Regele mării veșnice. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, unul dintre cărturari s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat: care este prima dintre toate poruncele? Iisus i-a răspuns: prima este, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. A doua este aceasta, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este nicio altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat, adevăr ai spus, că El este unul singur și că nu este altul în afară de El, și a-L iubi pe El din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea, și a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus, văzând că a răspuns inteligent, i-a spus: nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu.
și nimeni nu îndrăznea să-l mai întrebe. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Iubiți frați și surori în Hristos, așa cum Papa a anunțat duminica trecută, așa cum Consiliul Pontifical pentru promovarea noii evanghelizări a gândit și a promovat această inițiativă de 24 de ore pentru Domnul. Așa cum am spus la începutul Sfintei Liturghii, la Vatican, în Bazilica Sfântului Petru, mii de tineri și adulți, împreună cu Papa, vor celebra marea sărbătoare a iertării. Și Papa spunea duminica trecută, darul pe care Dumnezeu ne-l dă la Sfânta Spovadă, atunci când El dorește să se împace cu noi, să se reconcilieze cu noi, acest dar trebuie celebrat, trebuie să devină pentru fiecare dintre noi o sărbătoare, așa cum a făcut Tatăl Fiului Risipitor, care, văzându-l pe fiul său că s-a întors, nu și-a mai amintit de păcatele sale, de lipsa lui de delicatețe față de el și față de fratele său, nu și-a amintit de păcatele sale, ci a spus să tăiem vițelul cel mai gras și să facem sărbătoare. Zice Papa, întâlnirea cu Dumnezeu în scaunul de spovadă trebuie să fie o sărbătoare. Și însuși Sfântul Părinte, după ce a inițiat această celebrare din seara aceasta, așa cum a hotărât, va intra într-un scaun de spovadă și va fi la dispoziția acelora care vor dori să se spovedească la el. Și Papa le-a recomandat preoților confesori, preoților care stau la spovadă, să se comporte ca niște adevărați păstori care merg în căutarea oii pierdute. Să se comporte ca niște medici iscusiți și adevărați care vindecă și să se comporte nu ca niște judecători aspri care caută motive de condamnare, ci să fie niște judecători care să-l absolve pe cel care vine, să-i dea iertarea, să-l declare iertat. Iată, iubiți credincioși, și noi suntem invitați în timpul postului mare să facem acest lucru, să avem un moment de reconciliere cu Dumnezeu și cu noi înșine. Spovada nu trebuie considerată ca un tribunal de condamnare, ci ca o experiență a întâlnirii omului păcătos cu Dumnezeu
o experiență de milostivire în care ne dăm seama de milostivirea lui Dumnezeu și de iertarea lui Dumnezeu. Asta am voit să scot în evidență acum, la început, pentru ca și noi, gândindu-ne ceea ce face Papa și ceea ce fac atâția credincioși, începând din seara aceasta, ora italiană 17, până mâine seară, sâmbătă seara, când la ora 17 se va încheia acest drum de 24 de ore în Biserica Sfântul Duh, nu departe de Bazilica Sfântului Petru, aproape de Casa Generală a Iezuiților, acolo unde este sanctuarul orășenesc al Romei, dedicat Divinei Îndurări. Căutați și dumneavoastră, să căutăm împreună momente în aceste două zile, dar și în timpul postului mare, ca să facem această experiență a întâlnirii cu Dumnezeu cel milostiv, cu Dumnezeu cel iertător. Miercurea trecută am spus că am încheiat reflexiile noastre referitoare la prima parte a Sfintei Liturghii, partea dedicată cuvântului lui Dumnezeu. Dar să nu credeți că am uitat imnul Gloria sau crezul. Le vom trata miercurea viitoare. Având în vedere că liturgia este o rugăciune, că liturgia este o rugăciune puternică, rugăciunea prin excelență, rugăciunea care ne unește în mod deosebit cu Iisus Hristos, care se jertfește în mod nesângeros pe altar. Având în vedere că liturgia este rugăciunea cea mai frumoasă și rugăciunea în care ne regăsim cu toții, suntem credincioși în cadrul Sfintei Liturghii, noi ne rugăm pentru toți credincioșii din lumea întreagă, pentru lumea întreagă și alții care sunt în alte biserici, la alte ore. Și știm că din cauza fusului orar se celebrează liturgia în permanent și acei credincioși se unesc cu noi și se roagă pentru noi. Și în același timp să nu uităm că la fiecare sfântă liturghie noi ne unim cu Sfinții din ceruri, așa cum spunem la rugăciunea Mărturisescului Dumnezeu. Mărturisescului Dumnezeu Atotputernicul, vouă fraților, Preasfinte Fecioare Maria, tuturor sfinților, pe care îi rog ca să se roage pentru mine la Domnul Dumnezeul cel Atotputernic. Iată, suntem uniți și cu sfinții și cu îngerii, cu ei cu care cântăm împreună în timpurile în care se permite acest lucru, cântăm împreună înainte de Evanghelie, Aleluia, sau cu care cântăm împreună la Sfânt, 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 acel Sfânt Osana întru cei de sus. Iată, ne-am gândit vreodată la acest lucru, la această comuniune a noastră cu toți credincioșii, nu numai cu cei din biserică, dar cu toți credincioșii din lumea întreagă care participă la o Sfântă Liturghie, sau chiar dacă nu participă, dar vor să fie uniți cu cei care participă la Sfânta Liturghie. Și că noi suntem cuprinși în rugăciunile altora
care participă la Sfânta Liturghie. Pentru că am spus că Sfânta Liturghie este rugăciunea cea mai frumoasă, cea mai puternică, rugăciunea prin excelență. Iată, aș vrea să vă citesc câteva lucruri din rugăciunea, dintr-un tratat al Sfântului, al lui Tertulian, scriitorul bisericesc, care vorbește în tratatul său de orațiune despre rugăciune. Spune că rugăciunea este o jertfă spirituală, am citit-o ieri cu toți preoții, cei care recită breviarul, poate sunt și laici. Rugăciunea este o jertfă spirituală care a șters vechile jertfe. Ce-mi trebuie mie, mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Cine vă cere astfel de lucruri? Ceea ce cere Domnul, ne învață Evanghelia, vine ceasul când adevărații adoratori îl vor adora pe Tatăl în Duh și adevăr, căci și Tatăl are nevoie de astfel de adoratori și îi caută. Dumnezeu este Duh și cei care îl adoră în Duh și adevăr trebuie să-l adore. Noi, iubiți credincioși, atunci când ne rugăm și mai ales atunci când participăm la Sfânta Liturghie, suntem adevărații adoratori și adevărații preoți, rugându-ne în Duh. În Duh oferim jertfa rugăciunii, jertfa potrivită și plăcută lui Dumnezeu, jertfă pe care El a pregătit-o și pe care ne-a cerut-o. Această victimă dedicată cu toată inima, hrănită de credință, păstrată de adevăr, integră prin nevinovăție, curată prin castitate, încoronată de dragoste, trebuie să o însoțim cu cântări, cu psalmi, cu imnuri, cu lecturi la altarul lui Dumnezeu, cu podoaba faptelor noastre bune. Și ea, această rugăciune, și rugăciunea cea mai puternică, cea mai frumoasă, rugăciunea prin excelență, este Sfânta Liturghie. Această rugăciune ne va obține de la Dumnezeu tot ceea ce ne trebuie, tot ceea ce este necesar pentru sufletul nostru. Ce anume va refuza Dumnezeu rugăciunii care provine din Duh și din adevăr? El care a voit-o așa. Câte dovezi ale eficacității sale citim, auzim și credem. Vechea rugăciune elibera de foc, de fiare și de foame, dar nu primise forma dată de Hristos. Cu cât mai larg este câmpul de acțiune al rugăciunii creștine și al Sfintei Liturghii. Rugăciunea creștină poate că nu va chema îngerul răcuritor în mijlocul focului, nu va închide fălcile leilor, nu-i va duce celui înfometat prânzul țăranului, nu va da darul imunității față de durere, însă cu siguranță îi dă celui care suferă virtutea suportării ferme și răbdătoare, întărește capacitățile sufletului cu credința în răsplată, arată marea valoare a durerii acceptate în numele lui Dumnezeu. De aceea, unica noastră misiune este de a chema înapoi, prin rugăciune, sufletele acelora care au trecut din lumea aceasta pe drumul morții, ai sprijini pe cei slabi, ai îngriji pe cei bolnavi, ai elibera pe cei posedați de diavol, a deschide porțile închisorii, a desface lanțurile celor nevinovați. Rugăciunea noastră și în special Sfânta Liturghie spală păcatele, respinge ispitele, stinge persecuțiile, îi întărește pe cei fricoși, îi încurajează pe cei generoși, îi conduce pe pelerini, potolește furtunile, îi oprește pe răufăcători, îi susține pe cei săraci, înmoaie inimile celor bogați, îi ridică pe cei căzuți, îi sprijină pe cei slabi,
îi susține pe cei puternici. Se roagă toți îngerii, se roagă orice creatură. Există un fapt care demonstrează mai mult decât orice datoria rugăciunii. Iată, acesta este. Însuși Domnul s-a rugat. Lui să-i fie cinste și putere în vecii vecilor. Amin. Termină scriitorul bisericesc Tertulian din primele secole. Iată, iubiți credincioși, cum și noi suntem invitați ca, participând la Sfânta Liturghie, să o facem cu tot dragul, cu tot sufletul, cu tot entuziasmul. Să nu fim ca acea doamnă care odată, după Sfânta Liturghie, întâlnindu-l pe părintele paroh în fața bisericii, îi spune, nu e vorba de parohia noastră, să știți, părinte paroh, că mie îmi plac liturghiile scurte și prânzurile lungi. Sau atunci când cineva a fost întrebat, ce faci la Sfânta Liturghie? A răspuns, aștept cu nerăbdare să se termine cât mai repede. Să ne examinăm. Atunci când venim la Sfânta Liturghie, venim cu drag, ne luăm timp special pentru acest lucru? Am fost aproape 3 ani paroh într-o parohie din arhidieceza de Viena. Și acolo aveam un diacon care mereu se uita la ceas și spunea, părinte, liturghia era la ora 11, liturghia principală, părinte, trebuie să terminăm. Dar de ce, domnul diacon? Pentru că la ora 12 toți bărbații merg la baruri unde iau una mică, am zice noi românește, mai discută ceva politică, pentru ca după aceea, la ora 1 să fie acasă, unde soțiile au pregătit deja prânzul. Și eu am spus, domnul diacon, facem o probă. În următoarele 3 duminici vom celebra Sfânta Liturghie și poate că o să depășim puțin ora 12. Ne uităm împreună, că suntem la altar, ne uităm să vedem câți pleacă din biserică mai degrabă. Și chiar dacă ar pleca, dacă unul într-adevăr are ceva de rezolvat la unul, nu e nicio problemă. Să vedem câți pleacă. În următoarele 2-3 duminici erau 3-4 persoane din toată comunitatea care ieșeau. Și nu erau mereu aceiași, ca să spunem că aveau un program special. Iată, iubiți credincioși, și noi să ne luăm timp ca să venim la Sfânta Liturghie și să venim cu drag și să participăm cu multă atenție, cu multă evlavie la Sfânta Liturghie. Un preot tânăr, într-una din vacanțele sale, s-a pus de acord cu alți 2 prieteni ai săi să petreacă vacanța împreună și fiecare dintre ei trebuia să mai aducă încă 2-3 persoane și în total au fost 10. Nu se cunoșteau între ele aceste persoane, dar au făcut cunoștință acolo și preotul le-a spus, ceilalți toți erau laici, le-a spus, uitați-vă, în programul nostru pe care îl facem împreună în toată libertatea, eu am această dorință de a celebra în fiecare zi Sfânta Liturghie. Cine dorește, poate să vină. Și au venit la Sfânta Liturghie. După liturghie, preotul a expus Sfântul Sacrament și cam jumătate de oră a făcut adorație. Și a dat seama că
din cei care erau prezenți, câțiva au stat puțin la adorație, apoi au plecat, dar o tânără de 15 ani a rămas în continuare și a rămas toate acele zile la adorație. În zilele următoare, mai mulți din cei care plecaseră de la adorație au venit și în ultimele zile erau toți și toți erau bucuroși că au avut această posibilitate să participe la Sfânta Liturghie. Tânăra a mărturisit celor din grupul respectiv. Este pentru prima dată când eu am făcut experiența concretă a întâlnirii cu Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu în rugăciune, la Sfânta Liturghie și la adorație. Iar o altă tânără, care era de religie protestantă, după aceste întâlniri, participări la rugăciune, la liturghie, la adorație, a intrat într-o mănăstire reformată de la Grand Chaume. Iată ce poate să facă Sfânta Liturghie. Ne poate ajuta să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne unim mai mult cu Dumnezeu, să ne coordonăm viața în așa fel încât Dumnezeu să fie mulțumit de noi, iar noi să simțim prezența continuă a lui Dumnezeu în viața noastră. Lăudați să fie Iisus și Maria! Fraților și surorilor, să-L rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, care a sfințit poporul prin propriul Său sânge, să ne rugăm împreună spunând: Îndură-te, Doamne, de poporul Tău! Iisuse, răscumpărătorul nostru, prin pătimirea Ta, învață pe credincioși să-și înfrâneze trupul, ajută-i în lupta cu tot ceea ce este rău și potrivnic, și întărește-i dându-le o speranță mai puternică, pentru ca ei să poată întâmpina liber sărbătoarea învierii Tale. Îndură-te, Doamne, de poporul Tău! Pele credincioșilor harul să-și împlinească misiunea profetică, răspândind pretutinde în vestea cea bună, ca să o întărească printr-o înflăcărată mărturie de credință, speranță și iubire. Îndură-te, Doamne, de poporul Tău! Întărește cu puterea Ta pe toți cei mâhniți și fă să ne străduim ai mângâia cu dragoste frățească. Îndură-te, Doamne, de poporul Tău! Învață-i pe credincioși să-și unească suferințele cu pătimirea Ta, ca să se arate în ei mântuirea Ta. Îndură-te, Doamne, de poporul Tău! Hristoase, izvorul vieții, adu-ți aminte de aceia care au trecut din această viață și dăruiește-le gloria învierii. Îndură-te, Doamne, de poporul Tău! Te rugăm, Doamne, revarsă cu bunătate harul Tău în inimile noastre, ca ținând în frâu dorințele pământești dezordonate, să putem fi statornici prin darul de sus, în urmarea poruncilor cerești. Prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Spre laudă și
primește cu bunătate, Doamne, la darurile pe care ți le consacrăm pentru ca ție să-ți fie bine plăcut, iar nouă să ne fie pururi spre mântuire prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu spre mântuirea fiilor tăi ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare încât să răvânească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francis,
cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Pacea. Medul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lume, miluiește-ne pe noi. Medul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lume, miluiește-ne pe noi. Miedul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lume, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu vă voi înviora, veniți la mine toți. Eu singur știu tot ce vă doare și numai eu pot să vă ajut în lupta grea a vieții voastre, eu singur pot să vă fiu scut și rana grea a neputinței o pot ușor tămădui, iar pacea sufletelor voastre numai la mine o veți găsi. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu vă voi înviora, veniți la mine toți. De atâtea ori pe drumul vieții v-ați frânt în chinuri și-n nevoi, de atâtea ori al vostru suflet a stat în noapte și-n noroi, iar lumea crudă fără milă v-a apăsat și v-a lovit, până cât și inima și dorul vi s-au uscat, s-au istovit. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu vă voi înviora, veniți la mine. Eu știu ce înseamnă suferința, eu știu ce înseamnă spinul crud, căci bezna, fregul, sărăcia erau în grajd când m-am născut. Trădarea grea am îndurat-o, obrazul meu a fost lovit. În ceasul trist al încercării am fost uitat și părăsit. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu vă voi înviora, veniți la mine toți. Puterea mea asupra morții l-a scos pe Lazar din mormânt, tâlharul lui din dreapta crucii i-am dat un loc în cerul sfânt. Pe orbi eu i-am făcut să vadă, bolnavilor le-am dat puteri, Mântuitorul omenirii, eu sunt și astăzi ca și ieri. Veniți la mine toți, voi cei care trudiți, veniți la mine toți, voi cei împovărați, veniți la mine toți și eu vă voi înviora, veniți la mine toți.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca lucrare puterii Tale să pătrundă cugetele și trupurile noastre, ca să ajungem la plinătatea răscumpărării, de care ne-ai făcut părtași prin Sfintele Taine, prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul nostru. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, luminează-mă aceasta. Păzește-mă, povățuiește-mă și ocrumiește-mă pe mine, care ți sunt încredințat ție prin mila lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Privește cu bunăvoință, Doamne, la credincioșii Tăi care imploră îndurarea Ta, pentru ca ei care se încred în bunătatea Ta să poată răspândi pretutindeni darurile iubirii Tale, prin Hristos, Domnul nostru. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână întotdeauna cu voi. Amen. Celebrarea Sfintei Liturghii s-a terminat, să mergem și să trăim în pace.